Bun găsit! Judicătoria Iedineț este într-un proces de transformare în cadrul proiectului USAID Instanțe Judecătorești Model. Angajații instanței întreprind măsuri pentru a îmbunătăți comunicarea cu justițiabilii, infrastructura, procesul de gestionare a dosarelor, pentru a le oferi justițiabilor servicii de calitate. Procesul este în plină desfășurare, iar unele schimbări sunt deja vizibile. Cum are loc transformarea, dar și ce spun oamenii care calcă pragul instanței, aflăm în ediția de astăzi la Esențial. Iar în studioul TV Nord îi avem pe Lilia Țurcanu, președinte interimar judecătoria Iedineț, Vitalie Lungu, procuror în procuratura Iedineț și Gabriela Moldovanu, avocat. Bună ziua și bine ați venit la Esențial! Bună ziua! Mersi de invitația care ne-ați făcut-o la emisiune. De mult am optat să ieșim ca să aducem la cetățenilor informația despre judecătorie edineți, cum activează, care sunt scopurile și obiectivele trasate în fața judecătoriei. Judecătoria ediniți este o judecătorie una din cele mai mari din nordul Moldovei. Este coprinsă de sediu central este Iedineț, Sediu Pricieni, Dondușeni și Ocneța. Sunt patru. Sunt patru, da. Este greu să gestionezi patru instituții? este foarte greu de a gestiona așa o instanță foarte mare pentru că cândva pe timpuri erau patru conducători, patru manageri, vicepreședinți. Acum, la momentul actual, suntem numai un președinte și un vicepreședinte. Dar noi contăm pe corectitudinea angajaților care își fac meseria chiar cu tragerii de inimă și când nu te-ai deplasa, în ce oră, la ce oră n-ar fi, angajați sunt la serviciu, stau de la oră la oră, chiar și pe graficul de muncă le găsești la serviciu, pentru că așa este meseria noastră. În timp trebuie de întocmit procesul verbal, de a întocmi o sentință, de a plasa datele în program, pentru că noi suntem legați foarte mult de program și trebuie la timp, pentru că noi ne-am convins că lumea este foarte activă și urmărește pagina web. Primele lucruri care au fost necesare de infectuat, de schimbat infrastructura, de schimbat anturajul instanței, de făcut ca să fie mai accesibilă pentru persoanele cu dizabilități, pentru persoanele care vin la instanță, să fie ușor de a găsi ceva, de a pune o întrebare cuiva și a primi un răspuns corespunzător. Iată, uh, dumneavoastră ca procuror, dumneavoastră ca avocat, care momente din trecut erau cele mai dificile, să zicem așa? Nu erau multe, dar era un pic de disconfort. Acum poate nu a, am fi observat atunci cum s-a modernizat astăzi și vedem că se putea și în trecut, dar nu era ca să luăm de ca exemplu, exemplu, da, da. ghișeu unic. Deci persoana intră, o, este consultată, îndreptată unde are nevoie, de ce are nevoie unde poate găsi o informație atât online cât și fizic să depună acte, să ridice. Deci este o organizare excepțională. Ce ține de chiar blocul sanitar? Anterior era afară blocul sanitar, erau persoane cu dizabilități care se deplasau mai greu, acum este acces pentru persoane cu dizabilități. Absolut toți au acces liber. Nu cum se mai practica înainte cheia în buzunar și era necesar să cauți o cheie să faci acces, da, acum nu deci este pentru deținuți, cameră unde sunt la fel condiții chiar la intrare de multe ori avem în ședință vin părinții și au un copil chiar nu au unde să-l lase în zi de lucru, ori nu lucrează grădinița sau chiar nu au, bunică, bunel, vecin unde să lasă un copil acum este un colțșor pentru copii în coridor un este dotat cu creioane colorate, e absolut necesar pentru un copil ca să poată în 10 minute să fie destras, adică să poată să se simte confortabil. În civil mai multe persoane vor reprezentate nu participă în judecată, dar în dosarele penale chiar sunt foarte mulțumiți și de multe ori, adică ne spun, Băi, totuși mergem și noi în pas un pic, ne modernizăm, mai ales că acum foarte mulți pleacă în afară și când vin, adică au văzut schimbarea și ne spun tot timpul că bravo, totuși mergem înainte, să se vede. Chiar și zona de așteptare a suportat modificări esențiale, a devenit și mai spațioasă, este un mobilier deja nou, comod pentru persoane, pentru participanți, pentru justițiabili. Cum s-a menționat, că este deja și o zonă pentru copii. Ori avem și copii care urmează să fie implicați în proces, sau persoanele vin judecate și nu, din anumite motive, nu pot lăsa copiii undeva, și aici le-ar le -ar permite ca în timpul cât se petrece ședința de judecată, să, undeva, să, să rămână copiii cei să ocupe timpul. dacă anterior era mai îngust coridoarele, adică urmau justițiabile și persoane participanți în proces să aștepte sub ușă la judecătorie, adică să auze, eu știu, din sălile de judecată -au, sau să auze vorbile sau vocile persoanelor din coridor, acum deja chiar de la intrare, e destul de spațioasă, este mobil, se poate aștepta, pot dispozitive pentru încărca gadgeturile, adică ecranul dintr-o dată, un monitor unde se poate de văzut ședințele de judecată, care, la ce oră și la ce judecător, chiar dacă din citate sau din actul de solicitare nu se, nu se observă, tot asta din start se poate de văzut cum intră eh, pragul, treci pragul instanței de judecată. Adică solemnitatea și uh -huh. atitudinea au venit la un nivel mai ridicat față de eh, actul de justiție și însă și față de eh, sediul instanței de judecată. Dumneavoastră, personal, care moment l-ați simțit îmbunătățit și nu știu, ați intrat în, în judecătorii și așa inima v-a zâmbit? Din start, chiar cum spațiu care e mai larg mm -hmm. și mobilierul care e destul de nivel, calitativ, comod. Din față deodată vezi ecranul cu ședințele de judecat, la care judecători în ce sală urmează să aibă loc. Asta timp. este adică, important și da, pentru mine ca procuror. Și, și, și pentru mine ca procuror, ori chiar dacă își primesc citația, dar oricum de timpul ne asigurăm, tot timpul verificăm, accesăm portalul instanței de judecată să vedem ședința, să vedem hotărârile, adică tot asta uh, joacă un rol. Important. Eu aș vrea să mai completez la ceea ce a spus domnul Lungu, pentru că noi avem televizorul care este în față, panou, e legat cu programul care de gestionare a și se vede tot. Dar în perspectivă, noi o să amplasăm în foaieurile la toate sedele, către un kiosk, unde o să vină persoana, o să fie conectată la internet, până și YouTube o să fie pe acest kiosk. O să fie persoana, o uita citația acasă, o venit, o accesat familia numele și pronumele și foarte simplu o să-i apară. În ce sală este ședința, cine este judecătorul, cine este grefierul și cine este procurorul pe dosar. Uh -huh. O să fie foarte accesibil. Asta este în perspectivă. Noi, împreună cu programul SID să implementăm acest proiect. Dar, acum, care sunt acele acum, mijloace d care le oferiți oamenilor? Acum, ca să dacă informeze? chiar omul nu are răspuns la toate întrebările, v-am zis, este ghișeul unic care a fost accentuat, unde este persoana care este instructată de a avea relații cu publicul. Este o persoană calmă, zâmbăreață, primitoare, care răspunde la orice întrebare și nu complic și îi dă omul orice consultații de care are necesitate de a procede în sala de judecată sau să găsească unde este grevierul sau pe altcineva care are necesitate sau primește o hotărâre de judecată care are necesar. Acest ghișeu este uh, amplasat în toate patru? În toate patru sedii avem ghișeu unic. La toate patru instanțe avem acces cu pandă, unde este mai înaltă este panda mai înaltă, unde este accesul. La orice este sală de judecată unde se examinează dosarele anume cu persoanele care nu se pot deplasa în altă sală de judecată. Pentru persoanele slab văzătoare este amplasată lenta care este vizibilă și conform lenții persoana se deplasează în sala unde are necesitate cum a fost accentuat anume baia a fost modernizată, adusă la persoanele cu dizabilități, ușa a fost lărgită ca să poată intra cărucior, a fost instalat un mecanism în care se poate ridica, să așeza pe, la baie persoanele și într-adevăr nu este închis, este deschis pentru toți justiciabilii. Și avem în toate patru sedii. Acum se vorbește mult despre pavajul tactil. Aveți instalat sau vă planificați să, să faceți și această infrastructură pentru cei nevăzători? Pavaj tactil, până ce vin, nu avem. Avem ce avem, lențele care uh -huh. sunt puse pe pavaj, pe prag, la intrare, pe ușă și până în, în sala de judecată. Ce a fost cel mai dificil în acest proces de transformare? Cel mai dificil a fost, cred că, primul pas, pentru că nimeni nu credea, nimeni nu avea niciun entuziasm, dar am început de la instruirea angajaților. Și când au, angajații au prins curaj, au înțeles că asta e o schimbare foarte mare spre bine, toți au un interes deosebit și chiar au crescut foarte mult angajații noștri am avut foarte multe seminarii în ceea ce privește cu jurnaliști, cu diferiți um, mentori care ne-au învățat cum se dă un mesaj, cum se răspunde la o întrebare, cum se comporți și toate astea s-au -au dezvoltat foarte mult cu regret mare și care noi avem întâlnim, întâlnim instanța Idineț, în toate patru raioane care sunt aplasate pe teritoriul instanței, nu este niciun ziar și nu este televiziune și nu este presă. Și asta chiar ne crea careva incomodități pentru că noi nu putem ieși cu mesajul care vrem să-l aducem societății. Deci suntem foarte mulțumiți că am ieșit la TV Nord pentru a spune realizările noastre sau problemele care le mai avem în fața instanței, pentru că lumea trebuie să conștientizeze că comunicarea aduci și încrederea în justiție totodată, pentru că sunt persoane care nu au fost niciodată la instanță, nu știu cum activează, nu știu cât e de greu meseria asta, dar să, fiind de interogați pe stradă, spun că la noi nu este încredere în justiție. Mm -hmm. Totodată, eu știu că ați dezvoltat și platformele astea online, aveți pagină de Facebook aveți, este deja pagina instanțelor uh, generală uh, cum se lucrează la această pagină? V-a fost greu să am înțeles vă că după ce a fost implementat uh, pagina Facebook, avem foarte multe vizualizări și foarte mult lumea și-a schimbat și chiar sunt uh, noi nu putem să spunem că nu este câte un comentariu negativ, dar pot să spun cu certitudine cu neva 90 și ceva de procent sunt comentarii pozitive și lumea se bucură că instanța anume din regiunea lor uh, uh, prosperează, se ridică la un nivel, este mai accesibilă, este de o calitate mai înaltă. Ce încercați să postați pe, pe Toată rețele? activitatea noastră este postată pe, uh, pe de socializare. și ce vreau să vă spun că am postat uh, um, o fotografie cum un copil a venit într-adevăr la instanță cu mai maică nu avea cu cine îl lăsa și el așa era de vesel să juca la măsuța care a fost la încolțul care a fost organizat pentru copii și a avut cele mai multe vizualizări, și cei mai multe comentarii, comentarii reacții. pozitive, reacții de, în urma la acest postare. Oh, V-ați mai gândit să lărgiți spectrul de informare, pentru că acum sunt așa de multe canale, și Instagram, și TikTok, și YouTube. Da, asta este în perspectivă, tot ce este online responsabilizează cumva angajații. Și îți asumi. Și ești conștient că oamenii o să comenteze, o să spună ce nu, neajunsurile, dar o să spună și beneficiile. Și atunci e foarte bine că publicul are acces la activitatea instanțelor. Dumneavoastră, cum reacționați la postările de pe rețelele de socializare, în tot ce ține de instanță? Pentru că, până la urmă, este un proces, așa, mai închis. Oamenii, într-adevăr, puțin ce cunoșteau înainte, inclusiv jurnaliștii, nu întotdeauna aveau acces la anumite procese. Acum, fiind mai liber accesul, dumneavoastră simțiți vreo presiune sau cumva sunteți deschis către această colaborare? Nu, deschis și eu văd doar din punct de vedere benefic chestii dată că eu sunt sigur că sunt persoane care nici nu cunosc măcar adresa judecății și odată ce accesez site-ul sau profilul de Facebook a instanței de judecată, dintr-o dată vezi datele de contact, dintr-o dată vezi unde e adresa judecății, unde trebuie să se duci, cum arată din exterior ca să nu te apropii de, de o altă sediu. Desigur, trebuie să fim atenți, ori uh, lucrăm cu date personale ale persoanelor și aici noi trebuie să fim destul de diligenți la chestia dată și nu postăm careva uh, informații care ar putea atinge drepturile cuiva. Însă, în linii generale, consider că e binevenită toată activitatea dată și urmează, adică, fi în continuare evoluat evoluția să treacă. Și prin intermediul programului am vrem să ducem la cunoștință că toți ședințele sunt deschise și toți au dreptul să participe la o ședință, dar anume de a înregistra ședința se permite numai la început și la sfârșit. Și asta se face totuși cu pentru o închiere motivată a judecătorului și trebuie să estimeze. Chiar și jurnaliștii, chiar și persoanele civice care vin la instanță, chiar și bloggerii, chiar cine n-ar acces și ar vrea să filmeze, nu este posibil trebuie să învățăm societatea pentru a înțelege că atâta se permite conform legii, nu asta că noi vrem judecători sau conducerea instanței, asta legea atâta permite. Aș vrea să ne mai spuneți ce alte metode ați folosit sau folosiți în comunicarea cu justițiabilii astfel ca să fie un, un, proces așa mai relaxant, mai productiv până la urmă. Noi în fiecare an de ziua justiției sau de ziua justiției europene organizăm ziua ușor ușilor deschise. Fiind în program, am organizat ziua ușilor deschise și în afara zilelor acestea. Au fost foarte mulți doritori, noi am rămas mirați că au venit foarte mulți. A venit foarte mult tineret care inginerii nu știau care sunt subtilitățile instanței și când au fost dus prin izolator și a fost arătat sau cum este, arată o arhivă de judicată, au fost foarte mirați de de activitate și noi am fost foarte mulțumiți despre că au venit la aceasta. În afară de aceasta, noi organizăm o cafea cu un și eu chiar îți deschisă la și cine vine și vine cu o inițiativă de a vrea să stă la o cafea cu un să-i explic careva lucruri. Noi nu avem dreptul de a da consultații. Consultații pot să dă numai un avocat. Noi putem să-i spunem, să indicăm că, uitați vă dacă aveți nevoie de consultații pe ceva concret, vă adresați la avocat. Dar, pe linii generale, noi facem o lămurire oricare. Printre altele, noi la sediul Dondușeni este, în Don este centrul ăsta de plansament pentru refugiat și refugiatele au avut o inițiativă de a veni și a vedea o instanță de judecat. și eu am fost cu dânsele la o cafea cu refugiatele, este plasat la noi pe facena Facebook. Cum a decurs această întâlnire? Dumneavoastră, ca avocat, cum faceți ca acest proces să aibă da, loc? nu cred că, dar cu siguranță, aici cel mai mare rol îi devine avocaților, pentru că până ajunge în instanță, cumva, oamenii deja depășesc bariera asta. Le explicăm, discutăm, și când ajunge în instanță, cumva, deja oamenii sunt degajați, au încredere, cel puțin în avocatul lor au după ce intră în instanță, deja văd și comportamentul din sale de judecată, comportamentul chiar până în sala de judecată angajație și nu mai este o problemă acum. Că mai sunt răutăcioși, este altceva. Dar domeniul nostru este și aplaudat, este și criticat, pentru că avem persoane care ies în mulțumiți, sunt care nu. Asta este. Dar Rămânem mulțumiți de serviciile care sunt. Asta este da, mai da. important. Domnul procuror, cum se întâmplă în cazul dumneavoastră? La noi, ca atare, avem chiar și obligații de serviciu, chiar și avem o zile în care primim o audiență persoanele. Noi, la fel ca și judecătorii, noi nu dăm consultații referitor la cazuri concrete, însă mult faci cu persoana, noi o ascultăm și el se auzit. Noi putem doar să-i dăm careva pârghii, de exemplu, vedem că e vorba de competența instanței de judecată, să-i sugerăm unde să adreseze, e vorba că are nevoie de un avocat să îi, să adreseze la avocat, e vorba că poate să depună o plângere sau să adreseze la fel, îi sugerăm și îi indicăm calea cel puțin. Și asta e situația acum. Uh -huh. uh, vrem să discutăm încă despre uh, tot ce ține de amenajarea acestor spații de așteptare, atunci când, când, ele nu erau, aceste moderne sau cele care le aveți acum, cum era în trecut, unde stăteau oamenii, aveau vreun scaun sau trebuia... Noi am să... investit foarte mult și până la proiect. La noi în, în hol, totdeauna erau scaune, decât posibilitatea care am avut să le avem acolo atunci, dar și chiar dacă vii la sediu central și la alte sedi, la noi și afară sunt bănci instalate, adică când e cald, când e bine, lumea stăteu bine și afară. În pandemie chiar ne-a folosit foarte mult că nu era acces în instanță, pentru că erau restricții, dar lumea stătea afară și aștepta, tot avem amenajate niște bănci și era tot dar acum, sigur, s-a modernizat foarte mult cum a accentuat și domn procuror, este priză pentru a-ți încălca telefonul, este priză pentru a te conecta uh, la altceva, este Wi-Fi, adică chiar persoanele, chiar justiabile sunt confortabile. confortabil. Eu știu că uh, instanța judecată Edineț este una din cea mai experimentată la capitolul teleconferință, pentru că acolo cumva acest proces s-a axat mai ales în uh, lucrul cu uh, deținerea Vreau să ne povestiți despre această Da, experiența. noi într-adevăr suntem o instanță foarte dezvoltată în ceea ce ține de teleconferință. Suntem pe nivel național, suntem pe locul 2, mi se pare, dar foarte mult se lucrează la maximum cu teleconferința pentru că pe teritoriul instanței la sediul Briceni este închisoarea de la Lipcani, unde la maximum se lucrează prin teleconferință. Și este foarte benetic și este foarte accesibil și noi în pandemie n-am Diversat examinarea acestor dosare pentru că chiar erau și niște restricții de a fi e, scoși din izolator de ținuții, și de ce noi am lucrat prin teleconferință. Cum vi se pare această oportunitate? Cât de comodă și dacă au fost reticențe la început? Uh, inițial, da, poate și mai mult adică din cauza pandemiei. Dar, adică, să fim înțeleși corect, nu este o restricție dacă inculpații vor să vină în sala de judecată, sunt escortați îi participă în sala de judecată. Dacă dumnealor se simte mai confortabil prin teleconferință, așa, deci se ține cont de părerea inculpatului. Deci nu că astăzi noi nu vrem să vină și da. facem prin teleconferință, nu. Da, dar ca content. să lucrați, iată chiar și dumneavoastră, ca specialist, pentru că inculpatul sau o persoană a cărui interes reprezentanții este partea cealaltă de ecran, dumneavoastră sunteți în Noi sală. Cum lucrăm, nu mergem la penitenția Așa. Așa. oricum discutăm cu, cu dumnealor. Și dacă în timpul ședințelor de judecată dumnealor simte disconfort, este întrebat dacă următoarea ședință dumnealui vrea să fie escortat, să vină să participă în sala de judecată sau prin teleconferință. Și majoritatea sunt de acord în teleconferință, dacă sunt sincer. Adică, foarte rar, dar să ține cont, adică să, ține cont de... de Aș vrea să completez cirențe. la acest capitol că sunt niște... să reduc niște cheltuieli la maximum ceea ce privește ex cortarea, pentru că acestea sunt cheltuieli, se deplasează la, zicem, la bălți pentru a-l aduce la instanță, la briceni sau alt și pe alte dosare și, de exemplu, anunțăm în căutare pe cineva care nu-l găsim, el îi coresc, l duce la bălți. Între timp, ca de necesitate, noi ne conectăm prin teleconferință foarte ușor pentru a face niște cheltuieli, îi aducem la cunoștință și e foarte ok și e foarte bine. Da, sunt dosare de urgență, de exemplu, și... Um, e, nu de, 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 de Da, da, și escortarea de la Lipcan în penitenciarul Bălți sunt anumite zile. De exemplu, două ori pe lună sau și atunci este escortat la penitenciarul Bălți, are acolo de așteptat până în ședința lui în sala de judecată și atunci, iată, se, se tergiversează cu transport dintr-un penitenciar în altul, atunci persoane mult mai convenabil să fie examinat prin teleconferință. Ați avut cazuri în care, nu știu, a fost mai dificil de examinat vreo cauză? Doar în cazul în care, în perioada pandemiei, dacă să vorbim de perioada pandemiei, a fost soluție destul de justificată teleconferința, în timpul acela, adică mulți poate din inculpați se revoltau la chestia că nu pot fi prezenți în instanță de judecată și solicitau de a fi etapați, deși nu era posibil, interzicea normele adoptate pe cel timp unica ce dificultate, adică într-adevăr unde trebuia uh, ceva de concretizat, unde trebuia ceva de semnat, uh, urma să ne deplasăm uh, noi către penitenciar, să luăm uh, actele sau să semnăm actele cuvenite, ca pe urmă să le putem prezenta în instanță de șticat, adică ce ține de calea acuzării și ține de procurori, ca și în cazul neavocat, avocat, ca și avocații, la fel urma, adică să, să, oricum să deplaseze încolo, asta în calitate de dificultate. În rest, la ziua de azi, cum nu și s-a menționat, chiar sunt unii inculpați care ei nu vor să, nici ei să, pe drum să piardă timpul sau să, și, să, de acord să iasă la teleconferință și să nu mai meargă la izolatorul Iedineț și înapoi la penitenciar de genul, nu știu, rețea sau lumină, pentru că dacă nu este lumină, atunci în genere nu puteți petrece un act, o ședință de judecată da. sau cum se întâmplă. La momentul actual, cred că cea mai mare problemă, dacă nu ar fi lumină, nu s-ar petrece nu că prin teleconferință, dar în genere, pentru că la noi toate ședințele se înregistrează și pentru a, a înregistra o ședință este nevoie de lumină. Asta e pentru că toate ședințele trebuie înregistrate în sala de judecat și anume în programa Femida. Adică noi folosim, cum să zicem corect, noi folosim portofoliu, dar asta nu se... Pe urmă tot trebuie să trans transferăm de pe portofoliu, să transferăm în, în programă. Deci acum este și suport audio și suport video și video scris? Video nu este, nu este suport audio, audio, doar o audio, adică se lucrează, poate o să fie alt proiect care o să fie și ședința registrat video, până ce o fi este audio. Vreau să vorbim și despre chestionarea pe care ați făcut-o cu justițiabilii pentru a afla părerea lor cu privire la modificările care s-au făcut și în genere ce cred justițiabilii despre justiție și tot ce se întâmplă în Raionul Iedineț. Până atunci eu vreau, vă propun să urmăriți ceea ce au făcut noi și cum am discutat noi cu justițiabilii și care sunt părerile lor, așa că atenție la ecran! Eu personal sunt impresionat, rămâne actul de justiție, să aibă calitatea necesară. Mai vedem. Dar, într-adevăr, schimbă. Deci, de cât știu, este proiectul ăsta USAID, da? instanță model. Deci, fațada este, într-adevăr, schimbat în bine. Dacă ați putea face o comparație, nu știu, acum câțiva ani și ce este acum? Da, pot face o comparație. Deci, am spus, s-a schimbat în bine. Chestiile astea, sunt, să văd, realizările sunt. Dar despre atitudinea angajaților? Foarte bună. Angajații sunt respectuoși, deci așa cum scu să fie. Întrebări față de și nu Deși anii precedenți era binișor, dar din an în an tot mai bine. Deci justițiabilii doresc cu justiție eficientă, da. E da, asta e cel mai principal. asta e foarte bine, ia uitați-vă, și anturaj frumos și bine. Asta e făcut pentru justiciabil, pentru persoanele care vin în procese. Uh -huh. Procesele poate nu se încep anume la timp și la care este, dar o lume are unde aștepta, distingherit, comod, pot să discute la masă, v fac și careva va Deci da, schimbările din punctul ăsta de vedere e foarte bine. E foarte bine. Judecătorii se să examineze cauzele la vreme, foarte rar când nu se încadrează în termenul examinării. Mă rog, nu avem mult de așteptat. Noi, justițiabile avocații, Judecătoria edineță de tot timpul a fost un, o judecătorie exemplu, dar acum chiar s-a modernizat. Mobilier nou, cum vedeți, nu este o problemă dacă este necesar să aștepte un copil. Deci avem o măsuță cu dotat pentru să sustragă atenția copilului, să se simte în instanță liber să nu fie pentru copii o sperietoare, că de obicei noi asta ne-am deprins să speriem cu polițistul, cu doctorul sau cu judecata. Dar așa, deci sunt create condiții foarte bune. Este vestear, deși în primul etaj este dotat absolut. Chiar este, noi le dorim tuturor din Republica Moldova să ia exemplul de la judecătoria Iedineță. S-a schimbat, în primul rând, atitudinea lucrătorilor față de justițiabili mobilierul de la Andina întreu, din toată instanța, adică a fost făcut pentru un confort mai binevenit pentru justițiabili. Dar cred că cel mai principal lucru este însă și atitudinea față de justițiabilii care vin cu diferite probleme, pentru că toți oamenii care vin în instanță, toți vin cu o problemă anumită de a o rezolva și de a găsi o rezolvare aici. Am văzut uh, opinia uh, oamenilor care calcă pragul instanței de judecată Iedineț. Vreau să ne spuneți totodată ce a arătat sondajul pe care l-ați realizat dumneavoastră. Da, noi suntem foarte mulțumiți de sondaj, pentru că dacă facem o comparație cu un sondaj care se dă totdeauna în preț, că încrederea în justiție este numai de 20%, sondajul care a fost efectuat la noi de la 3 octombrie până la 29 noiembrie a fost anume pe Per instanță, adică persoanele care vin la ședința de judecată și încrederea în justiție, în judecătoria ei este de 60%. Este o, o, o cifră pentru dumneavoastră bună? Mai aveți de lucrat? Cum, cum apreciați acest rezultat? Noi, e clar că procentul de 60% ar trebui să fie mai la maxim, să fie 80%, ar fi normal și ar fi real. Dar noi trebuie să mai lucrăm. În privința asta, pentru asta și noi am devenit o instanță. Am acces la concursul de instanță model ca să creștem, să dezvoltăm, să fim cât mai accesibili și să avem o justiție calificativă și corectă. Răspunsurile pe care le-am obținut noi și ceea ce aveți în acest chestionar cumva sunt la fel? După vizionarea interviului, ajungem la concluzia că toți care vin interviul a fost luat în holul instanței, înseamnă că lumea este mulțumită de cei ce accesibilitatea, zona de așteptare, zona pentru copil, ghișeul unic, răspunsul colaboratorilor care îl primesc. Dar actul de justiție mai este o hotărâre primită să fie o hotărâre dreaptă, o hotărâre calitativ, hotărâre pe, pe înțeles persoane. Dar până la urmă nu trebuie de uitat că de la instanța de judecată este două părți cu două păreri și o parte totdeauna este cu o părere negativă, asta este și pentru asta este și femida, balanța. Și la fel, cum a spus doamna președinte, sunt două calități în, în proces. Și atunci o parte este mulțumită, o parte nemulțumită. mulțumită. Asta nu înseamnă că actul de justiție nu este corect. Dar sunt, deci nu cred că o să întâlneți un inculpat care are o condamnare destul de aspră și o să iasă și o să zică, bravo, eu sunt mulțumit. <laughs> Sau dacă a fost o sentință de achitare și partea vătămată sau la fel nu o să fie mulțumită. Deci, iată, absolut, în proces sunt mai multe părți și cineva iese să. Revenind la, la, sondaj, sunt răspunsuri care v-au dat sau vă dau de lucru în continuare ca să... Adică suntem foarte mulțumiți că cei ce ține la capitolul cum angajați să răspund, cum, acces, cum angajați să se comportă, procentul este de 89%, adică asta este foarte bine foarte bine. Asta și și mai mare satisfacție, că încrederea este una. Dar cum noi ne comportăm, cum noi ne prezentăm, cum noi suntem accesibili, cum se trec ședințele de judecată, dacă este încredere de 89%, eu gândesc că este un procent foarte bun. Pentru că persoane ideale în lumea asta nu există. Și dacă ar fi 100%, tot cineva s-ar spune întrebarea, că înseamnă că sondajul nu este corect. Actul de justiție nu este numai judecat, actul de justiție începe de la același sector, șef de post, polițist, anchetator, cine mai sunt, procuratură, avocatură și deja ultima verigă este instanța de judecată. Și aici fiind introduse și întrebări despre procurori în sondajul acesta, noi nu știm, lumea a înțeles corect întrebarea sau nu, știți cum. Au fost un pic așa întrebările dificile pentru persoane, cu toate că noi nu știm care sunt întrebările, pentru că noi să n-am participat la acest interviu. Dar avem foarte, la multe, foarte capitole, durata pronunțării, 78%, calitatea hotărârilor e 82%, dar calitatea hotărârilor ce înseamnă? Înseamnă cum e fost înțeleasă hotărârea, e fost adusă la cunoștință și în motivare a fost motivat pentru, cu motivare bună. Asta este calitatea hotărârii. Timpul alocat pentru asta este de 88%. Atitudinea angajaților în de judecată, eu am spus cu 89%, dar el chiar este, este 90%. 90 da. Informații oferite de serviciile în instanțe de judecată este 91%. Este un proces foarte mare și calitatea textului de, cita de citații lumea înțelege cum este, este 93%. Adică avem niște indicii foarte buni, eu aș spune, pe nivelul de, pe Republică. Aceste indicii a, vă fac să vă relaxați? Sau din contra să fiți mereu... Din contra... Nu, nu, când obții niște roade bune, cred că trebuie să faci ca să obții încă mai bune. Și acela care este totdeauna vrea să fie un lider, el vrea să aibă rezultate bune. Și asta este și tendința noastră. Calitatea, să îmbunătățim calitatea justiției. Până la urmă și calitatea să fie la un procent de 93%. Vă doresc succes să, să realizați și într-adevăr să ajungeți la aproape 100% pe toate, pe toate liniile. Știu că am mai discutat anterior despre anumite perfecționări pe care urmează să le faceți, dar totuși poate mai sunt și alte uh, momente, or, alți pași pe care doriți să-i interprindeți da, pentru a moderniza Da, noi suntem ca instanță pilot în ceea ce privește implementarea E-DOSAR și noi deja avem sedic de un dosar înregistrat de către avocați prin e-dosar. Soluție încă nu este pe dosare, dar cred că la alte emisiuni o să ducem la cunoștință cum se face e-dosar, cum se examinează și care este oportunitatea la e-dosar. Dar cu migrația noastră de persoane cred că e-dosar fie o soluție foarte foarte bună pentru examinare și pentru a exclude toate dubile la examinarea unui dosar. Noi optăm și cu ajutorul programului să dezvăluim teleconferința și la dosarele ce țin de insolvență și contencios administrativ. Dacă persoana solicită că dorește să fie conectat prin teleconferință, atunci noi formăm un link, îl dăm persoane și el se conectează din orice colț al țării sau din orice colț al lumii la teleconferință și este foarte benefic. Și o să dezvoltăm încă două sări de judecată cu teleconferință la sediu central și la sediu Briceni, unde este mai aglomerat și necesitatea este mai mare pentru teleconferință. Avem un spațiu de dotat, noi avem 16 judecători pe instanță și nu avem o sală de judecată. În rest, toți judecătorii au sală de judecată, unii oficial se petrece. Și pentru nu a trege versa și nu mai incomoda un judecător pe altul că stăteau și așteptau. Noi la sediul donușenii mai optăm să facem o sală de judecată amenajată cu Femida și cu toate cele necesare. Sunt anumite lucruri pe care vi le-ați dori să fie în sediile de judecată? Cred că treptat știți când de un pic s-a îmbunătățit, parcă ești mulțumit cu ce s-a îmbunătățit, mai trece o perioadă și începe să apară iarăși nemulțumirea. Și deocamdată, adică suntem proaspiți încă în toate renovările și e ok. Bănuiesc că o să treacă o jumătate de an și o să începem să visăm la ceva mai, mai bun. Consider că, în general, cu ce țin intrudențele cu cu teleconferințele urmează să fie dezvoltate. Ori noi avem și alt fenomen aplicărilor persoanelor peste hotare. Noi avem probleme chiar din partea acuzării. Victime, părți vătămate, martori care au plecat peste hotare, dar audierea lor este obligatorie în instanță de judecată. De ce nu să avem posibilitatea să putem conecta, de exemplu, partea vătămată sau martorul la teleconferință ca să poată oferi declarații în instanță de judecată. Avem uh, transferuri de proceduri, cauze penale din alte state, cu vătămate, mă autorități să eu nu în închip cum noi am asigurat prezența în sediul instanței de judecată pentru audierea a lor în real. Deși e o soluție teleconferință pentru audierea participanților. Consider că urmează a fi uh, extins uh, și mai lărgit spectrul ăsta de mijloace tehnice aplicabile. Adică eu aș vrea să mai adaug că noi avem în sediul Domnușeni cameră pentru uderea martorilor minori sau chiar și victimelor minore, dar optăm să la fiecare sediu să fie amplasat câte așa o cameră pentru că este foarte comod și este foarte accesibil. Viitorul vis nostru este ca să fie auderea marturilor în condiții speciale, martorul sub acoperire, adică procurorii optează pentru asta, dar până ce o fie novem, dar cred că asta să fie o perspectivă în viitor care noi o să o realizăm. Aveți suficient personal cu care să lucrați, chiar dacă vorbim de minori, știu că este nevoie de un psiholog, este nevoie de o echipă specială care să lucreze. La noi angajat să zicem orice grefier el e instruit cum să conecteze, cum să facem audiere în condiții speciale, dar pentru a o organiza, noi avem nevoie de intervivator și de psiholog. Noi recurgem la asistența de la asistență socială, dăm de și ne se asigură cu personalul care este necesar pentru a unui martor în condiții speciale. Dar personal, pe rudecat aveți noi, suficient? Noi, noi avem suficient, dar noi nu deținem să avem funcții de psiholog și de intervenvator. Pentru că aceste persoane trebuie să aibă niște cursuri speciale, trebuie să dețină licență în domeniu. Adică nu este așa de ușor de a avea pe instanță. Poate în perspectivă o să ne dezvoltăm în ceea ce privește acest capitol, dar până ce o fi, nu avem așa funcții în nomenclatorul nostru pe instanță. Am înțeles. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ați venit în studioul nostru și am vorbit deschis și pendelete despre toate acele succese înregistrate în cadrul judecători. Îți Vă doresc succese, răbdare, forțe noi ca să puteți realiza și duce până la bun sfârșit toate proiectele propuse și, într-adevăr, să aveți un feedback cât mai pozitiv din partea celor care vă calcă pragul și, inclusiv, a celor care, practic, își petrec toată ziua pe holurile instanței. Iar dumneavoastră, dragi urmăritori, vă informăm că și în continuare TV Nord va realiza materiale informative despre tot ce ține accesul la justiție, așa că rămâneți cu noi și să ne urmăriți pe toate platformele noastre, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube și, desigur, pe TVN.media, acolo unde venim cu informații de ultima oră și știri la zi, pe curent.